Faptul că abonamentele de transport rutier ale elevilor vor fi decontate integral, după cum a anunțat și primul ministru Dacian Cioloș, așadar abonamentele acordate elevilor de către operatorii de transport rutier pentru distanțe de până la 50 de kilometri vor fi decontate integral, aceasta fiind una dintre măsurile de reducere a abandonului școlar. Decizia a fost luată în guvern azi printr-o ordonanță de urgență, având în vedere faptul că în anul școlar 2015-2016, peste 125.000 de elevi au făcut naveta zilnic folosind transportul rutier pentru a ajunge la cursuri. Unul din cinci elevi. Așa.